Eram liniștit și scriam o emisiune ușurică la care am râs aproape isteric. Despre Dan Puri, care e un domn foarte, foarte sănătos la cap, mare luptător antimarxist și fost turnător la securitate. Asta până când am văzut începutul conferinței de lansare a candidaților partidului Piedone. Și am leșinat, mă, 3 ore și jumătate de delir. Așa că am zis că e de neratat. Emisiunea asta ar trebui să se numească Starea Neinternaților. Deci cu mine, Valeriu Nicolae. Doamnelor și domnilor, în sală va intra primarul primarilor, omul care s-a luat la trântă cu sistemul, primarul care a ieșit la lumină, omul care n-a uitat niciodată de semenii lui, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal, viitorul primar al capitalei României, Cristian Popescu Piedone. Primarul primarilor, omul care s-a luat la trântă cu sistemul. Piedone vine dintr-una dintre cele mai influente și deșticăloase familii din timpul comunismului. El însuși spune asta. Era dus și luat de la școală cu Mercedes-ul cu șofer. În timpul comunismului cu Mercedes. Cum să zici că te-ai luat la trântă cu sistemul când tu ai fost din 1994 în PDSR, adică în PSD, cel mai important partid, partid în totalitate controlat de sistem. Apoi te-ai dus la Partidul Conservator al turnătorului Voiculescu, pe atunci cel mai influent bogătaș al țării, apoi la UNPR, partidul cel mai bine conectat la securitate și servicii, unde erai mâna dreaptă a definiției de dicționar a ticăloșiei, Gabriel Oprea. Apoi la ALDE, partid controlat de Meleșcanu, un securilă sinistru, care era și el în elitele comuniste înainte de 1989, și apoi șef de servicii secrete, și acum ești din nou în partidul celui mai abject instrument de propagandă, Antena 3, condus spiritual de cel mai cunoscut colaborator al securității. Tu, Piedone, ai trecut prin 9 partide. 9! Ești de 30 de ani în poziții de conducere ale sistemului. Cum te-ai luat, mă, la trântă cu sistemul? L-ai înghițit sau cum? Prezența dumneavoastră este operație pe viu. Aici, în sală, este operație pe viu. Se pare că sala Palatului este prea mică pentru o operație pe viu. Aici s-a întâmplat o operație pe viu. Aici, astăzi, s-a întâmplat o operație pe viu. Alo! Chirurgul era ăla la parcă. Și ce operație pe viu, că lobotomiile sunt interzise de o grămadă de ani. Da, așa a început. Și a repetat fraza asta în neștire. Ce pisicii mormolocilor tăi vrei să zici, bre, agramatule? Cum adică e operație pe viu? Că tu sper să ne speli pe creier, să uităm că ești un buhăilă penal? E clar, dar aia nu e operație pe viu. E doar o propagandă nemernică, tipică ție și moluștelor tale. Asta faci tu și televiziunea șefului spiritual de partid, propaganda, asta faceți. Și care viu dusule că tu și partidul tău sunteți la limita hoitului politic. De aici plecăm. O inimă într-o singură inimă. Astăzi sunt, cu încrederea dumneavoastră, inima Bucureștiului, speranța Bucureștiului. Unește români, exprimă speranță, trăiește inimii. Cum? O inimă într-o singură inimă? E ca și cum ai zice un prost într-un singur prost, mă. Sau un hoț într-un singur hoț. O inimă este, prin definiție, o inimă. Adică singularul la inimi, bolovane. Zi drept. Tu ți-ai făcut sloganele pentru campania asta cu prostănacul de fitu, șmecherul de generică și recuperatorii tăi. Ce e aia, trăiește inimi? Bă, noi știm că tu ești un bătut în cap care ți-ai luat sigur pe șpagă diploma aia de la facultate la aproape 40 de ani. Ce e aia, străi minim? Mă, tu cel mult trăiești pipote, mămăligă, ficăței, crânați, mici, șpagă și posibil legale, că altfel nu se explică. Zici că ți-a tradus dracu cineva cu Google Translate discursul. Avem 34 de ani de la Revoluție. Aceleași mării, aceleași pălării. S-a ridicat un val. Este ultimul val. A schimbat Maria cu aceeași pălărie de multe ori. Și astăzi mă angajez în fața dumneavoastră. Eu n-am promis și nu promit. Singurul lucru care îl promit în fața dumneavoastră, care mă știți de peste 30 de ani, că n-am să dezamăgesc. Asta e singura mea promisiune. Restul, cartea mea de vizită, sunt 30 de ani de activitate. Sectorul 4, sectorul 5, în toate administrațiile care, pe unde am lucrat. Vă mulțumesc! Da, bă, aceleași mări și aceleași pălări. Adică tu.
Și asta cu măriile și pălăriile o tot repeți, că e sănătos la cap. Adică zici că valul ăsta aduce aceeași dihanie în poziție de conducere. Practic, tu ești aceeași mărie cu aceeași pălărie, dar adus de un val nou. Mă, nimeni din jurul tău nu e nou. Toți, dar toți sunteți vechii lingăi al lui Dan Voiculescu sau altora ca el. Tu ai zis, repetat, că de 30 de ani ai fost în poziții politice de conducere. Dați-vă hainele culorilor partidelor jos ale voastre pe care vă va trimite în Consiliul General și haideți să facem treabă. Politica în primăria capitale nu va mai exista. Asta cu politica nu va mai exista în primăria repetată de minim 6 ori, că atât îl duce neuronul. El, ăla care a fost tot timpul în cele mai toxice partide în funcții de conducere. Bre, tu fie ești prost cu spume, fie nu știi că Nicușor Dan candidează independent. Tot așa a candidat și când a câștigat. Independent. Acum când vorbești de fără politică în primărie, o faci din poziția de șef de partid. Politic, mă! Deși la cine e în partidul vostru ar părea mai degrabă o partidă de barbus sau în cel mai bun caz de tablă. Ei știu cum s-ar strânge oamenii aduși de partide forțați sau cum v-ați strâns voi, din gură în gură, din prieten în prieten, din dorința de a ieși cu toții la suprafață. Din gură în gură până în fund, fundul de la sala palat. Oamenii aia au fost aduși, o mare parte dintre ei forțat. Sunt în sală o parte din gunoieri de la sectorul 5 și jumătate din primărie acolo. Și ați venit cu autocarele sau? V-a adunat partidul? Din Tulcea. Și ați venit de dimineață, ați venit pentru eveniment special, nu? Cu autocarul? Și ați venit cu autocarul? V-a adus domnul primar? Da. Ați venit să-l susțineți pe domnul? Și banii de chiria sălii, de transport al oamenilor de la Galați, Vaslui și de unde i-ai mai adus, tot din gură în gură i-a strâns, că tu în declarația de avere nu ai îndeajuns de mulți bani să-ți permiți și nici șeful tău pușcăriaș Dan Voiculescu nu are. Din dorința de a ieși cu toții la suprafață. Să spunem lucrurile pe nume. A venit vremea noastră, oameni buni. Din dorința de a ieși cu toții la suprafață? Ce vrei să zici? Că expresia asta în general e folosită când se vorbește de șobolan, că ea se ascund și ies la suprafață. Și cum a venit vremea noastră? Care a noastră? Că majoritatea nu suntem beizadele prostovane de foși mahări comuniști. Cetățeni! Încă o dată când aud, cetățeni! Da, mă, nu a ieșit coreografia de la cântarea primăriei. Cum vezi, ai avut în sală agitatori specializați și plătiți de partid. Culmea e că voi l-ați filmat prostovanilor. A venit o vremea în care bucureșteanul, inclusiv România, prin voi mulți, să citesc din istorici ce însemnau acei mulți, dar suntem mulți, măria ta, și nu mai poți să nu ținți cont de noi. Îmi făceam probleme, cine va coagula? Prin care bucureșteanul, inclusiv România, prin voi mulți, să nu cad, să citesc din istorici ce însemnau acei mulți, dar suntem mulți, măria ta, și nu mai poți să nu ții cont de noi? Da, așa a zis. Bă, potignitule, citatul e proști, dar mulți. Asta ai vrut să zici că sunteți proști și mulți? Am mai zis și că pe toate problemele are consilier. Pe probleme de nesimțire, de analfabetism, de șpagă sau pe ce? Și ce aia cu coagulatul? Ai învățat un cuvânt nou pentru discursul ăsta? Cum adică îți faci probleme cu cineva coagula? Mă, tu știi că a coagula înseamnă a face gel, adică a închega o chestie lichidă. Tu poți cel mult să coagulezi o vomă sau nevertebrate ca tine. Sigur nu, oameni. Bă, tu ești beat? Ne vedem la Sârgi. Lavinia, prea lă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 l
lua Lavinia. Cercărea sa Lavinia Șandru, fosta nevasta lui Vulcov, ăla care în timp ce era căsătorit cu ea și ascundea șpaga în cimitir. Lavinia Șandru, o traseistă de un oportunist sinistru, specializat în spălări de cadavre politice. Felul în care l-a lins de vreo 10 ori Lavinia pe Piedone e prea scârbos până și pentru materialul ăsta. Nu pot ei fura cât puteți voi vota. Păi să votați, oameni buni. Vine clipa în care... Hai să vedem șefii de listă de la europarlamentare. Deschide lista. Un om
care într-adevăr provine din societatea civilă, în primul rând nu pot, am emoții, e proieștean, e pragovean, generalul rezervă Cristian Badu. Dusa asta a zis un om care într-adevăr provine din societatea civilă, generalul în rezervă Cristian Barb. Bă, e clar că voi nu sunteți sănătoși la cap. Ăsta a fost toată viața lui în armată, minim 40 de ani. Și cel mai probabil și el are legături foarte apropiate cu securitatea. Cum să zici că vine din societatea civilă? Armata este exact, dar exact opusul societății civile. La ăștia totul e pe invers, mă. Doar sigla partidului, unui securist plin de hoțoman, trasei și râme, e demnitate, onoare și curaj. Te doare mintea, mă. Îl invit acum în fața dumneavoastră pe un om pe care îl cunoașteți pentru rigoarea cu care face analize politice și cu care face investigații. Ne place să-l urmărim, ne este drag atunci când spune adevărul de fiecare dată, pentru că este un adevărat luptător în slujba adevărului. Indiferent cât de mult trebuie să plătească pentru a spune adevărul, o face de fiecare dată. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Mugur Ciuvică! Adevărul adevărat al adevărului adevărat, în mai puțin de 5 secunde. Bă, asta suna Goebbels, șeful propagandei naziste. Ăla credea că orice minciună repetată de îndeajuns de multe ori va fi crezută de proști. Adevărul adevărului adevărat, Ciuvică! Ciuvică! Probabil cel mai toxic, mai agresiv și mai bine conectat la servicii trompeta lui Dan Voiculescu este prezentat societate civilă. Pe logica asta, Piedone este replica mai frumoasă a lui Cluny și Vanghelia al Manahei este academician în Paștele Mamilor. Ciuvică, șeful de cabinet al lui Constantinescu, președintele învins de securitate, omul a cărei nevastă era angajată pe pile la șeful neia din serviciile secrete. Alea civile, mă, nu știți voi, fraierilor. Omul plătit incredibil de bine de un fost securist, Dan Voiculescu, pe care îl linge înfiorător după ce l-a umplut de scuipat, metaforic. Și am zis și primul motiv, e un motiv și personal, dar zic eu și important, că este partidul fondat de domnul Dan Voiculescu, care se bucură de tot respectul meu pentru lupta pe care a dus-o ani și ani de zile cu un sistem ticălos, securist, mafiot, băsist, într-un cuvânt. Dan Voiculescu, turnător la securitate și beneficiar banilor securității, se luptă împotriva unui sistem securist. Dan Voiculescu, vicepremier, cel care a promovat cei mai faimoși mafioți, se luptă împotriva mafioților. Dan Voiculescu, cel de o ticăloșie fără margini, pușcăriaș, omul dator peste 60 de milioane statului. Mă, și Ciuvică este cel care îl considera ultimul jec pe Băsescu. Băsescu care zicea că Negoiță e cel mai bun primar și îl dorea premier. Negoiță care îl pupa în cur pe Băsescu mai abitir de cum o face la Vinuța pe Piedone. Ei bine, Negoiță, acel Negoiță este propunerea partidului pentru primăria sectorului 1. Este cel imediat din spatele domnului Ciuvică. Dacă ăsta nu e lins acolo unde te-ai pișat, nimic nu e domn Ciuvică. Coloană vertebrală, cum s-ar zice. Ai zic tirmă trompetă. Suntem pe propriile picioare, suntem independenți, cum spunea Cogălnicianu, suntem un partid de sine stătător, suntem ai dumneavoastră, suntem umaniști. Cogălnicianu zicea că suntem o națiune de sine stătătoare, nu un partid de hoțomani și penal de sine stătători. Faptul că tu faci o legătură între scursurile politice din partidul unui parvenit sinistru și declarația de independență e doar o dovadă că ești un bolovan, că n-am găsit un eufemism mai bun pentru ce ești tu. Să explice un consilier pe probleme de alfabetizare domnului Piedone ce înseamnă eufemism. Jet BG din Torobogea, la geamie, dar avem un singur... O să avem un singur Dumnezeu. Băboule, scuze la domnii băi care sunt muncitori și cinstiți, nu ca asta. Bă, Buhăilă, Dumnezeu creștinilor și cel al musulmanilor e același. Că tu ești bolovan e cât se poate de clar, dar măcar chestia asta de bază să o știi și matal. E același Dumnezeu. Băgați cărbuni în mine și direct băgați cărbuni în acest partid. De fapt, bani restaurant sau să oprim într-o gară, nu mai am oprit, să mai luăm pe nimeni. Ăștia suntem. Ăștia am plecat la drum și vom vorbi. Precursorul alegerilor principale politice. Și asta alegerile parlamentare, Senat, Parlamentul României, iar cu voturile care le vom demonstra astăzi la locale, în București și în toată țara. Să mor că ar fi mai bine să fim atol rău decât atât de prost.
care voturi de azi la locale? Nu s-a votat nimic, se votează pe 9 iunie. Și nu sunt voturi pentru Parlament și Senat, cum zici, de minim 3 ori. Senatul tot Parlament e. Senat și Camera Deputaților, primarul Ploii. Vă spun astăzi, într-o previziune al Nostradamus, al nostru Piedonus. București ar fi o persoană și te-ar întreba, ce gânduri ai tu pentru mine? Spontan, cred că ați văzut că, și mulți spun, cum vorbește Piedone? Nu știe să scrie, parlez-vous français, speak English. Dar nu o să-mi las niciodată roaba, nu o să-mi las mătura. Mă, așa era și tata. După 2 kg de pufoaică, vorbea toate limbile posibile, cu Gogu, care și-a știa 3 vorbe în arabă și 2 în cehește. Bre, dă un pisici albastră, du-te la un doctor, că nu numai gramatica și bunul simț îți lipsesc grav, dar pare că-ți filează ceva și nu e roaba sau mătura. Poate ai un AVC. Da, tu ar fi trebuit să fii cel mult la roabă și la mătură. Așa e. Dar uite, ăsta e ghinionul nostru, să alegem tot felul de mitomani și fi de fost securi să ne conducă. Bravo. Cetățeni! Împreună cu cetățenii, da, imposibilul devine posibil. Cu demnitate, onoare și curaj pentru continuitate în sectorul 5, așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Așa să ne ajute Dumnezeu, mă. Da, ăsta e fisul care aproape a făcut infarct cerebral de la cititul de pe o hârtie. Dragi cetățeni, nu că voi fi ca tatăl meu, dar îl voi și depăși. Lumea este obișnuită ca elevul să-și egaleze profesorul, dar eu sunt obișnuit ca elev să-mi depășesc profesorul. Ne vedem pe 9 iunie la vot. Fisul care a copiat cuvânt cu cuvânt din CV-ul unui angajat al lui Taxu, ca atât al duce mintea. M-a copiat tot de la un prostăvan, unul Ceti, care e atât de prost încât a scris în documente publice că el e doctorar. Dovedit plagiator, urmărit pentru hoție, om care primește bani din 5 locuri de la stat, respectiv primăria sectorului 5. Fisul care e o nulitate absolută și un alt agrama sinistru. O mai am și pe fata mea. Se spunea că fata mea va fi pe listă la europarlamentare, că negociez, că trag la poartă, nu. Este în sală și mă susține, atât tot. Și l-am pe Ginerică, care, ce să fac, mi l-a dat Dumnezeu. Și el, afaceri, combinații, este consilier ales, a fost președintele Partidului Umanist în 2020, când nu credea nimeni în mine, și este consilier ales la primăria sectorului 5. Nu există conflict de interes. Da, bre. Nu e conflict de interes că a fost ales consilier. E oportunism, mârlănie și jigodeală, ca să vorbesc pe limba mea tale. Dar e conflict de interes că ginerele tău, care e consilier la tine la cabinet, să fie angajat în 2 locuri subordonate ție. Și e probabil corupție, nepotism și sigur nesimțire că primește bani și de la primăria sectorul 4, unde tu ai fost primar. Și care afaceri, bre? Că niciuna din declarațiile de interes omul nu a trecut vreo afacere. Tu zici, fie că ăla minte, fie că face chestii ilegale. Și cum se face că generic al tău e dependent de pariuri? Da, dependent, căci în toate declarațiile lui de avere apar câștiguri de la o firmă faimoasă de pariuri. Câștiguri anuale mai mari decât câștigul pe un an al unui angajat la primărie. Deci, a cheltuit cu mult, mult peste ce câștigă la pariuri. Mă, și culmea e aceeași firmă de pariuri care a umplut sectorul 5, să vezi coincidență. Sau astea sunt combinațiile despre care zici că le face bolovanul ăsta de ție generic. Și nu ține aia că nu ți-a împins fica să fie pe poziție de europarlamentar. O sursă sigură, sigură spune că a împins-o cu tupeul tău de mega nesimțit. Același tupeu prin care ea a fost angajată la primăria sectorului 4, unde a avut și sunt angajat sau consilier o mulțime de rude de ale tale. Unde Băluță, care înainte de a fi fost primar, a fost partenerul de afaceri al lui Fitu. Înainte de a-l invita la microfon pe omul care cred că i-a așteptat de vreo 34 de ani să vină să conducă primăria generală a capitalei, de 34 de ani îl așteaptă Bucureștiul pe Piedone.
Înainte de Revoluție, Piedone, fiul unui mega securilă comunist, era acuzat de furt și amenințase că se sinucide ca să-l salveze taxul de la pușcărie. Acum 34 de ani, Buhăilă era căcat pe el de frică că securitatea, scuze, pilele lui Taxu, o să-și piardă influența, iar el o să ajungă așa cum ar fi meritat, un nei ca nimeni, ca orice golan îngrozitor de prost, fără diplomă de liceu, care depindea total de babacul șmecher. Am fost și sunt real emoționat că voi, și vedeți, m-am vorbit 2 ore jumate, am fost, dar când e să vorbesc, poate că n-aș fi eu. Unde sunteți umaniștii mei? Bravo. Ștefan zicea, unde sunteți moldovenii mei? Sunt emoționat, am fost, dar când e să vorbesc, poate nu aș fi eu. Unde sunteți umaniștii mei? Ștefan zicea, unde sunteți moldovenii mei? Alo, salvarea! Bre, măcar să salvăm cuvintele. Discursul ăsta vomitat, diareea asta verbală, lipsită de orice fel de coerență logică, arată o lipsă incredibilă de pregătire pentru evenimentul ăsta și un tupeu infect de descurcărache sigur pe el. Și cum să te compari, mă, cu Ștefan cel Mare? Cât de dur să fii cu capul să crezi că ești o figură istorică? Dar s-a ridicat un val. Un val al naturaleții, un val al ofului, un val al nesuportabilității. El ne dă cuvintele, noi le punem cum trebuie. Ce să ne mai căcăm pe noi cu sensul? Revoltei se zice, bre, te revolți când nu mai poți suporta. Matale, pare că citești doar etichetele de la bere și meniurile din cârciu. Mai pune dracu mâna pe un almanah, e ceva. Mai învață niște cuvinte, că ești praf, praf. Nu mai, nu trebuie să aplaudați. V-ați aplaudat sufletul în interior și suferința. Și lucrul ăsta, răzbunați-vă pe ei, nu pe ei. Să nu lăsați mașinăriile de partid, roboții să voteze. Votați voi cei mulți. Nu mai aplaudați, v-ați aplaudat sufletul în interior și suferință? Ars poetica în morții lui. E, nu apreciați voi condiția omului de geniu. Adică arta poeziei, bre, că ai fi în stare să crezi că te înjuri în țigănește, praleu. Mă, praleu nu sunt praline, da? A, ce fumezi, bre? Lasă dracu șpaisul, rămâi pe alcool, că legalele sunt prea tari pentru tine. Uite și te trezește acum și poe laureat ca doamna fiere. Sunt om și eu ca toată lumea. Sunt făcut din aceeași aluat ca voi toți. Din păcate eu nu mi-am pus stafide ca alții în aluatul ăsta. E... s-a umflat ca cozonacul și se vor desumfla. Cum tu, umflatul umflaților, să vorbești despre cum se umfla aluatul în alții? Tu, indiscutabil cel mai tont, de departe dintre candidații de la București, cu cel mai dubios trecut, cu cea mai dubioasă familie în timpul comuniștilor și cea mai praf educație dintre toți candidații, tu zici că în alții s-a umflat aluatul? Ce-o fi zis, Maria, că a venit pălăria și aici tot iarbă este? Ce-o fi zis, Maria, că a venit pălăria și aici tot iarbă este? Mă, iarba aia de fumat sau care? Sau ce pisicii mătii zice acela? Bă, voi ați înțeles ceva? Mă, cum să votez diareea asta de cuvinte? Cum să fie ăsta primarul Bucureștiului? Cum? Sunt cel puțin 30 de situații în care Piedone demonstrează că e în grămădii rău. Nu mai avem timp pentru ele și așa am tăiat mai mult de 70% din materialul ăsta. Că omul ia grămaș și în cul nu e surprinzător. Nu de alta, dar în clasa nouă a avut media 5,42 la un liceu mediocru din București și apoi 5,33 în a 10-a. Asta în 1981. Nu a terminat liceu căci era prea prost. Abia în 1995, după 14 ani, a făcut clasa 11-a, a terminat cu media 5,22, a 12-a cu media 5,26, tot la licee cel mult mediocre. Cum să termin la 30 de ani clasă de liceu cu media de 5,26? Dar nu, nu prostia e șocantă la Piedone, nici felul agresiv în care este promovat de tot felul de trompete, maneliști și interlopi, nici asta nu e nimic spectaculos. Cum nu este șocant nici faptul că vedete precum Măruță îl promovează. Că și parașuta aia de Bianca Drăgușanu e la noi vedeta. Tupeul lui este însă remarcabil, cum este și lipsa incredibilă a oricărei urme de bun simț. Misecuvenismul e remarcabil. Faptul că vorbește aproape continuu despre el la persoana a treia, ca și cum el nu ar fi acolo.
Ce a făcut Piedone în București? Piedone, poate acolo în clipa ați văzut Piedone face. Nu, tace și face. Piedone, în schimb, cum vă spuneam, Piedone s-o pricepe. Piedone l-ați văzut prin, pe străzi. Tu ești nesonatule, Piedone, alo! Ești acolo pe scenă, tu ești bre ăla despre care vorbești. Totuși, dovada cea mai incredibilă de nesimțire e asta. Vreți ca înainte de rezoluție să spunem împreună aici, în așa fel încât să se simtă peste tot în lume, nu doar în România, în toată lumea, pentru că este toată lumea în direct cu ochii pe noi, pe pagina de Facebook, a Partidului Marist Social Liberal, să spunem un tatăl nostru, sunteți da, de acord? Da, un tatăl nostru și rezoluția. Dar într-o voce să se audă, să se facă din orgaură în cer pentru oameni, nu pentru politicieni. Tatăl nostru, ești în cerul, ființească. Tare, domne! Doamna Grațiela, vă mulțumesc! De acum, Grațiela, rezoluția scurtă! Păi, cât de grețos! Am pus o rugăciune pe final, așa am văzut și votul tuturor. Dumnezeu amestecat în campania electorală e cea mai scârboasă chestie posibilă. În timp ce Lavinuța era încă în transă mistică, Diania, șefă, întrerupe creștinește rugăciunea femeii. Grațiela, doamne ce banc idiot, urmând să citească mai repejor documentul partidului turnătorului la securitate. Probabil se făcuse foame și cum se știe Dumnezeu ca Dumnezeu, dar Ciolanul e cel mai sfânt pentru ăștia. Hai sictir, mă, buhăilă! Cetățeni! Respect! 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 Cetățeni! Și nu uitați, doar hoții votează hoți. Nu fiți hoți, mă. Indiferent de concluziile dumneavoastră, sunt nevinovat, așa că aștept, ca orice om cinstit, niște explicații.